Astăzi la Telematinal. O cunoaștem pe Madalina Lungu, o adolescentă de 13 ani care va participa la concursul San Remo Junior. Promovăm campionii. O așteptăm în platoul nostru pe Anastasia Nichita, triplă campioană europeană. Vă arătăm secvență de la o premieră care va avea loc la Teatrul Alexei Mateievici. M-am întors acasă și am jurat copilașului meu că nu vă mai lăsa niciodată. După două luni... Mai avem un reportaj de la ediția 1 a Festivalului Internațional de Dans organizat la Coșnița. Și vă facem o invitație la un muzeu unde sunt cercetate rămășițele trecutului. Tot astăzi urmăriți partea a doua a interviului cu etologul Dorian Fortuna la Portret Matinal. În spatele industriei fericirii se află anual miliarde de dolari. Și ne va prezenta un nou videoclip interpreta Diana Stoica. Vocea ta ca un ecou, e ca vântul și ca marea, fură-mă ca pe un tablou din raftul cu creații rare. Rămâneți aproape! Bună dimineața, dragii noștri! Tocmai acum începe emisiunea Telematinal, 7:15, Anatol și Mihail alături de dumneavoastră. Ce frumos! Nu? Frumoasă prezentare, da. Uite, tu știi că în România astăzi este marcată și Ziua Națională a Tineretului? Deci e și pentru noi, nu? Adică ne încadrăm. Ne încadrăm. Eu sigur mă încadrăm. Dar nu ne încadrăm într-un anumit aspect. Pentru unii tineri, ziua de astăzi iarăși este zi liberă. A, nu cred. Pe și bun. Ieri, de 1 mai, deci și acum pe 2. În unele regiuni, uite că se eliberează tânărul de la muncă, de la studii probabil și se odihnește. Nu-i nimic, lasă că o să avem și noi vacanța noastră, abia așteptăm sezonul estival, așa o pe merit. O să ne răzbunăm din toate punctele de vedere. Da. Ce zici, facem o incursiune așa repede prin horoscop înainte de a prezenta subiectul? Zic să o facem pentru că timpul ne presează și avem foarte mulți invitați și multe subiecte pe care abia așteptăm să le prezentăm oamenilor. Da, ai apreciat timpul de afară, nu vremea, că e mult mai cald și că deocamdată e frig. Păi, la ora asta, dar ieri, de exemplu, și astăzi, pentru asta sunt preconizate. Ieri nu am putut să apreciez pentru că am stat cam toată ziua în teatru. Deci, și în redacție și în teatru. Da. Te-ai ascuns un pic de soare. Da. Și spre seara am ieșit și iarăși spre seara un pic s-a răcorit. Așa că chiar nu pot să spun că am apreciat sau nu. Astăzi vedem. Da, uite, berbecii, ei poate vor aprecia timpul de afară astăzi pentru că și încep ziua cu multă energie. Astăzi vei avea de luat multe decizii importante. Pe plan personal, lucrurile stau foarte bine pentru tine. Luna în leu îți oferă energia necesară pentru a face schimbări pe plan profesional. Taur, astrele spun că pentru tine este o zi cu multe reușite pe plan personal. Cea mai mare parte a energiei tale este concentrată asupra unui proiect personal. Ce-o fi, oare? Pare că ți-ai găsit pasiunea pentru un nou domeniu. Ziua aceasta este dedicată studiului. Deci, vezi, nu toată lumea se distrează, chiar dacă sunt tineri, mai și studiază. Să nu ne plângem. Și poate reviste mai unii să plece, unii să se odihnească. Iar tu cu călătorile, nu. Să... studiază ceva serios, nu? Dar asta nu e serios? Asta e pentru sănătatea ta, e pentru relaxarea ta, e pentru bateriile tale, să fie încărcate tot timpul. Uite, gemenii astăzi nu trebuie să se teamă de viitor, pentru că astrele spun că e o perioadă destul de agitată pentru tine, iar stresul pare că te copleșește încă din prima parte a acestei luni și abia 2 mai. Lucrurile se vor schimba pe măsură ce luna va intra în semnul tău zodiacal. Așteaptă. Când va fi asta? Când? Nu știu, păi rămâne o enigmă. La horoscop e întotdeauna așa, cu un pic de mister. Enigma asta poate să te întindă pe mult timp, dar omul vrea acum sau cel puțin mâine să Racul se întindă. Racul nu, uite că racul uneori se simte forțat să facă anumite lucruri, forțat de alți oameni. Cu toții ne simțim adesea. E, uite că racul în mod special astăzi, este posibil să nu te afle în cercul corect, ar fi mai bine să arunci o privire atentă asupra celor pe care obișnuiești să-i numești prieteni. Opa. Încearcă să nu lași lucrurile nerezolvate și să stingi conflictele vechi. Dar ai vreun conflict vechi așa, te-ai uitat așa la mine? Nu știu, poate. Ții ceva în tine și nu vrei să-mi zici? Sau ce s-a întâmplat? Am supărat păi cu ceva? O să răbufnez, dar Doamne, mă gândesc iar, astăzi. Nu, sper să fie o zi bună la fecioară, că nu știu cum o să rezist. Să nu... Lasă, dacă va fi bună, o schimb. O schimbăm. Se găsește cineva care să o schimbe tot timpul. Lasă. Hai acum să facem niște excursii. Despre lucruri serioase. Despre lucruri serioase și distractive. Excursiile colegilor noștri la muzeile din țară continuă, dacă nu ai știut de așa ceva. De această dată vă prezentăm Muzeul Complexelor Faunii
turistice fosile din Republica Moldova. Am observat eu, colegii noștri sunt așa destul de plimbăreți. Mm-hmm. Și atât la acest muzeu despre care spui, sunt păstrate mii de exponate ce datează din diferite perioade și cel mai important, toate sunt adunate de pe teritoriul Republicii Moldova. Mm. Ei, ce mai putem vedea în acest muzeu? Măi, ce mai putem vedea, ca să nu ghicim, aflăm din reportajul realizat de Alexandru Leahu. La Muzeul Complexelor Faunistice Fosile din Republica Moldova ai impresia că te întorci deodată în preistorie. Sunt peste 10.000 de exponate care aparțin diferitor grupuri de animale și plante care au trăit cândva pe aceste locuri. Cele mai vechi din ele au și peste 100 de milioane de ani. Cum au fost descoperite, dar și ce istorii au acestea, aflăm în continuare. Teodor Obadă, practic toată viața, și-a dedicat-o studierii domeniului paleontologiei. Încă de pe când era la facultate, cercetează cu pasiune și meticulozitate rămășițele descoperite. Delfini, foci, baleni, pitici și atât, dar sunt și nevertebrate, deci moluște care sunt caracteristice în anumite perioade de timp. După moluște, de exemplu, noi putem spune, aprecia vârsta relativă a depozitului în care au fost colectate piesele, adică cu aproximații de sute de mii, 100 de mii sau un milion de ani. Fiecare exponat presupune o muncă serioasă realizată pe parcursul a 60 de ani de existență a muzeului. Respectiv, se poate determina cum au fost sacrificate ele. Deci, au fost despicate parțial sau mai mult în momente când găsim urme pe oasele membrilor sau a craniului. În acest muzeu sunt adunate dovezi din diferite localități ale țării. Butucenilor vechi, din săpăturile din Evomediu. În cazul când avem piese de Evomediu, noi suntem trebuie să fim mai atenți, fiindcă putem, trebuie să determinăm de ce asta a fost o psihică domestică sau o psihică sălbatică. Poți găsești doar niște fragmente de os sau de dinte care nu pot spune nimic. Dar uneori poți găsești aceia și nu au descoperit nimeni înaintea ta. Nimeni. De exemplu, iată chiar și craniul acesta de Camilă, care îl vedeți aici, el e unicat pentru Europa de Est. Vârsta este undeva între 3,4 și 4,2 milioane de ani. Satul de Sandru, fel de răunul Capul. La fel de reprezentativă este și stațiunea paleolitică de la Cosăuți. Aici avem mandibule de ren polar. Vedeți că ele se fracturate, despicate. Iată, partea asta care aici e despicată. Aici avem că este oasă de la membri, metacarpuri și metatarsuri de ren polar. Vedeți că sunt destul de multe. Orice exponat a fost studiat în detalii pentru a fi reconstituită o perioadă istorică. Este un dinte de poliptihodon, așa se numește el, un fel de crocodil marin, care are o vârstă între 96 și 93 de milioane de ani. Acest dinte a fost găsit împreună cu alte trei dinți în râpă la izvoare. Până nu de mult, nimeni nu cunoștea unde se află piesele acestea. Până la urmă, unul din patru dinți a numit la mine, doi dintre care erau foarte distruși. Aici avem ca și dinți de rechin. Teodor Obadă susține că piesele paleontologice ar trebui să facă parte din patrimoniul cultural mobil național. Împreună cu piesele arheologice, icoanele, cărțile vechi, ele sunt ar trebui să fie înregistrate la Ministerul Culturii. Cu prejurul nu este făcut un catalog a tuturor pieselor, este o muncă colosală și migaloasă. Fiecare piesă trebuie cifrată, dat un număr de inventar. Respectiv, fiecare colecție trebuie să aibă un număr de inventar. Dar ne străduim să facem ordine. Cu regret, azi tot mai rar întâlnești tineri pasionați încât această activitate să fie pentru ei o muncă plăcută, făcută cu dedicare. Ar fi bine găsit un student, să-l iau de la facultate,
asta să fie parcurs, să-i dau dorința asta așa, și să prindă gustul la piesele acestea, la colectarea lor, că atunci când găsești cu mâna ta o piesă, care te bucuri, e o mică descoperire. Până una alta, muzeul este atractiv pentru vizitatorii de toate vârstele care au interese diferite. Elevii, care grupi de elevi din diferite clase și respectiv independență de clasă, în care învații trebuie să alegi și textul sau ca să le fie pe înțelesul lor. Și altă grupă sunt oameni știință care vin peste lătare și se adresează noi cu anumite pentru a avea materiale comparative. La Muzeul Complexelor Faunistice Fosile din Republica Moldova se găsesc peste 100 de colecții de exponate. Acesta se află în Chișinău, la Telecentru, pe strada Academiei 1. Uite așa, prin intermediul și cu ajutorul colegilor noștri, avem și noi ocazia să vedem diferite chestii, să vizităm virtual cel puțin muzee, nu? La muzeu. Acum, de la muzeu propun să mergem la o sărbătoare. Ce fel de sărbătoare? Și unde? Bine, cel puțin la o atmosferă de sărbătoare, așa. Pentru că asta s-a simțit în satul Coșnița, raionul Dubăsar. Da? Am auzit că zeci de colective folclorice locale și oaspeți din România, din Ucraina, Bulgaria și-au prezentat tradițiile la Festivalul Internațional Dansul Vetrelor Nistrene. Așa este, Mihaela, ai dreptate. Evenimentul a fost la prima ediție, deci e nou-nouță, așa, și mai multe detalii aflăm în următorul reportaj. În cultură, fiecare popor își promovează ceea ce are mai frumos, arta și tradițiile care îl reprezintă cel mai bine. De Ziua Mondială a Dansului la Coșnița, Dubăsari, a fost organizat Festivalul Internațional Dansul Vetrelor Nistrene. Organizat pentru prima oară, în premieră, în Republica Moldova, și anume Festivalul Folcloric Internațional Dansul Vetrelor Nistrene. Scopul lui fiind familiarizarea cu folclorul vetrelor nistrene de la nord până la sud. Și anume vrem să atingem toate zonele geografice și inclusiv și dreapta, și stânga, și centru, și nordul, și sudul, și toți pe cei care sunt pe malul Nistrului. Îmbrăcați în costume tradiționale cu elemente specifice regiunii de unde vin, dansatorii au prezentat publicului compoziții coreografice din diferite zone. Peste 20 de grupuri folclorice. Astăzi în Coșnița, pentru că este a doua zi de festival, participă 11 grupuri folclorice, dintre care 3 de peste hotare, și anume România, Ucraina, Bulgaria. Fiind și de pe malul Nistrului Rezina, fiind și Ștefan Vodă din altă parte, de la sud, tot de pe malul Nistrului, fiind și grupul nostru de aici, Asomia, cel care este baza, temelia fondării acestui festival. Am 2 ani de când mă ocup cu dansurile, îmi place foarte mult. Azi am îmbrăcat într-o ie, fustă, haine naționale și o să dansez la festivalul. O horă și o sârbă. Am zis de formă populară națională care conține ieia, catrința, fustă, brâul. Ne-am zis de conducătorul ăsta să se dus la Sigișco, care e din Slobozia, dar vine și la noi. Din România au venit la festival membrii ansamblului folcloric Dor Șuncuian. Ne bucurăm că am avut ocazia să venim la invitația dumneavoastră în Republica Moldova pentru a promova sportul, tradiția, jocurile naționale și jocurile locale. Un schimb de experiență pentru tineri, că promovăm tinerea generație și sunt foarte bucuroși cu ieșirile astea internaționale. Până acum am avut doar ieșiri naționale, sperăm să ieșim și în Bulgaria, și în Ucraina, vrem și în Grecia. Și sper să fac o asociație ca să putem promova sportul și datingele populare. Invitați speciali au fost și artiștii amatori din orașul Dnipro, Ucraina, care au demonstrat horele lor tradiționale. Привезли нашу народную программу украинскую,
представлены костюмы, вышиванки. У нас Украина огромная страна, каждой области соответствует свой орнамент, свой узор. Мы представляем центральную Украину. Наши танцы гопак, всем известный всему миру. Это танец, где мужчины могут показать трюки, показать, как славные казаки раньше соревновались, а девочки — это украшение, это женственность, это красота. Oamenii din localitate s-au bucurat de ceea ce au văzut, pentru că nu în fiecare zi au loc asemenea evenimente culturale cu oaspeți de departe. В костюмі, що кальцемінті, аж їсть, тут фрумош, браво! Браво, Молдова, браво тут! Форті фрумос, форті букуроси, așa ceva n-am văzut niciodată. Ce v-a plăcut? Forma e foarte frumoasă, tot amabil, s-a salutat cu noi, tot normal, tot bine, sănătate și pași să fie în țară, în familie noastră și pe tot locul. Tradiția trebuie de păstrat și omenie, cred că trebuie de păstrat. Așa trebuie să fie mai des și în mai multe locuri, cred că și nu o să fie războaie. Și tineretul, ca să promoveze nou, din vechime, frumos să fie pentru... Să uite tradițiile. Festivalul internațional Dansul Vetrelor Nistrene a fost organizat de Consiliul Raional Dubăsari, Primăria Comunei Coșnița și Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău. Știi, Anatol, facem acum un exercițiu de memorie și mă gândeam cât ar putea trecut timpul. Am început sezonul pe 5 septembrie. Da. Și acum suntem deja în data de 2 mai. Deja e luna mai. Luna mai, dar tu știi că în septembrie era mai cald decât luna mai, dacă ți-aduci aminte. Da, 5 septembrie era încă foarte bine, călduț, te topeai. Hai, nu te mai plânge, ți-am zis că pentru astăzi sunt prognozate temperaturi destul de ridicate și pentru săptămâna asta. Înțeleg, dar uite, de exemplu, un popor, luna mai este numită florar. Da. Florar. Florar, da. Ce n-ai văzut flori? Bine, flori am văzut, dar trebuie să se simtă eu am mers recent undeva unde erau foarte multe laleele și n-ai văzut pozele? Nu am văzut fotografiile. Pare rău că nu urmărești pe Instagram. În brațe și erai foarte încântat. Mulțumesc, deci totuși mă urmărești. Și ai prins întâmplător, știi, am făcut așa, întâmplător, și n-ai dat like, ai pus like. Ceva cunoscută fata asta. Ah, e colega mea, Mihaela, doamne. Da, bine să fie așa un like. Like înseamnă să apeși pe inimioara aia, da? Care, da, like adică, înseamnă și când deschizi aplicația. Și când apeși, inimioara se umple așa, se face roșie. O să-ți dau lecții de Instagram mai târziu. Mai târziu. Știi, dragă, lasă, că știi, mă pricep. Ok. Hai, de ce se numește florar luna bine, mai zi? Luna mai se numește florar pentru că se zice că raiul coboară pe pământ și totul înverzește. Uh-huh. Noi am văzut, da, într-adevăr, că înverzește, dar e fric, așa, cu vremea nu te pui. Vorba din popor, are ea planurile sale, așa cum în aprilie a plouat aproape în fiecare zi, s-ar putea să avem surprize și de acum încolo. Slavă Domnului că nu mai plouă, că erai morocanos de fiecare dată când ploua. Și acum roagă-te să nu mai plouă, să nu mai plouă, că dacă revine ploaia, revine și dispoziția voastră. Noi nu ne punem pe ghicii dacă mai plouă sau nu, mai degrabă zic să întrebăm un specialist, așa că alături de noi este domnul Ghenadie Roșca, șeful Centrului Prognoze din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Bună dimineața, bine ați revenit la noi. Bună dimineața. Vedeți că avem o dispută aici între noi și asta o să fie și prima întrebare către dumneavoastră. Vă rog, rezolvați problema cu vremea asta, pentru că nu se mai poate. Nu se mai poate. Vrem să știm întâi de toate ce a fost în luna aprilie, de a plouat aproape în fiecare zi. Deci ce a fost? Deci am avut o presiune atmosferică mai joasă care se dezvolta în Marea Mediteraneană și respectiv ea se deplasa spre teritoriul nostru și deja cu deplasare mai departe. Dar uneori se întâmpla că el se mai bloca din cauza altor mase de aer mai ridicate, cum se mai numesc popular anticicloni, ciclone care sunt cu presiunea joasă și respectiv ele se blocau și se roteau în jurul, în teritoriul nostru și din acest motiv la noi era o perioadă mai mult de precipitație. Desigur că nu singur ciclon a fost pe teritoriul nostru, dar mai multe. Și toate au fost mai mult de tip sudic. Și cei ce avem pe partea de sud mai mult, avem cantități de precipitații mai multe, pentru că el cumva captează mai multă umiditate din Marea Neagră și respectiv el ne aduce această cantitate de precipitații mai multe. Pentru că atunci când se dezvoltă în Oceanul Atlantic,
el traversând continentul, deja nu are atâta putere ca să ne aducă acele precipitații cantitativ mai multe. Oricum s-a atestat pe întreg, adică aproape pe tot continentul european, în afară de Spania, că noi acolo văzusem țimintea Anatolului, temperaturi record, în sudul Spaniei erau temperaturi. Era, da, o diferență de temperatură pe partea de sud și partea de est a continentului și era o diferență foarte mare. Dacă luând în considerare că pe teritoriul nostru temperaturile sunt practic cele normale care ar trebui să fie în mod normal, pentru că toată lumea, după câte cunoașteți, au obișnuit să fie cu vreme mai caldă, să fie deja vară în perioada aceasta, noi mergem, cursul nostru este unul normal. Deci treptat. Desigur, la noi temperaturile pe timp de noapte sunt ușor mai scăzute și din acest motiv ușor sunt mai scăzute decât în mod normal. Vrem să știm dacă totul s-a deblocat și o să plece mai departe la acel ciclon. Să nu-și mai facă el aici. Da, casă, masă. Da, deci în următoarele două zile ne mai așteptăm ca temperaturile să fie într-o tendință de creștere și vom avea valori termice care vor cale și până la plus 22 de grade Celsius. Dar se păstrează acolo sau au de gând temperaturile astea să mai scadă? După care iarăși vine un front atmosferic, da, asociat unui ciclon și ne va duce o vreme mai răcoroasă, dar nu foarte răcoroasă, adică iarăși vom reveni la temperaturi normale, pentru că iarăși oricând spre 22 încolo, temperaturile deja vor fi mai mari decât ar fi normal. Doar că nopțile la noi încă sunt destul de reci, pentru că în mod normal noi ar trebui să avem valori termice între 6 și 11 grade Celsius, pe când la noi sub la 7 în jos. Asta noaptea. Și noaptea aceasta și nopțile trecute. Și din acest motiv încă mai persistă pericolul de înghețuri la suprafața solului sau la înălțime de 2 cm. Așa, ca să fie clar, deci ploi și frig, cum a fost zilele trecute, nu va mai fi. Dar peste două zile ne așteptăm, dar acestea doar o singură zi și acestea vor fi de scurtă durată și cantități așa. Am rămas de adio. Am venit aici, am fost, mulțumesc mult de primire. Da, dar oricum, luna mai este considerată luna ploilor, luna mai, iunie și iulie, ele sunt considerate luni cu cel mai multe ploi. De când asta? Că vedem la strămoșii noștri era florar, totul învezește, corect. Totul e da, raiul. Da, agricultorii așteaptă totuși ploaie, adică pentru umiditatea din sol. Sunt și ei mulțumiți Sunt mulțumiți de atâta ploaie, pentru că într-adevăr nu reușeau să fac semănăturile de primăvară și respectiv din acest motiv s-a tergiversat, da. Respectiv, deja acum este perioada aceasta mai uscată și ei deja pot să fac lucrările. Dar vreau să spun că la noi a fost o perioadă de iarnă mai uscată și ploile care au căzut până acum, ele cumva au suplinit rezervele de umezeală. Au compensat în sol. Inclusiv. Desigur. Și asta e foarte important. Și asta e foarte important, pentru că altfel culturile noastre aibă cum să se dezvolte, dacă nu este umezeală. Noi de când tot invităm reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat, am învățat termeni, ciclon, anticiclon, nu știu ce, am înțeles că se fac prognoze, nu știm amândoi că se fac prognoze pe 7 zile înainte, că nu mai mult, că s-ar putea să nu fie precizia foarte bună. Pentru următoarele 7 zile spuneți că putem să ne scoatem hainele mai lejere din dulap, adică ar fi deci două zile va fi cald, o zi va fi rece și restul celelalte 4 zile va fi cald. Dacă să luăm așa, 7 zile. Nu o să fie rece, o să fie pur și simplu temperaturi normale pentru această perioadă pe timp de zi. Dar vreau să mai menționez și faptul că mai avem și vânt nordic, care ușor mai adie câteodată un vânt așa mai rece. Deci adică ar fi bine să nu fii chiar dezbrăcat cu totul, pentru că altfel ar simți. În zilei o să apară vântul ăsta, ca să știm. Păi vântul, el nu poate fi doar... El adie, variabil. Este foarte variabil. E, dar de umbrelă uităm. Pe moment, da. Așa. Uitați, dar oricum să fie prezentă în geantă, în cald. Oricum, vin ploile de vară, care sunt de scurtă durată, adică nu plouă toată ziua, cum iată am avut perioada aceasta. Și poți fără umbrelă, să faci așa și un jogging pe ploaie, nu? Să te văd de dimineață, să te văd. Noi mai eram curioși în ceea ce privește profesia dumneavoastră, cea de specialist, da, în meteorologie, sinoptician. Spuneți-ne cât de interesați sunt tinerii să aplice la această profesie și ce presupune, de fapt, ce cunoștințe trebuie să ai la bază pentru a...
Deci aici e o problemă majoră cu tineri specialiști, pentru că la noi deja din 2013 nu se mai fac astfel de profesii. Dacă avem nevoie de un specialist, luăm din cadrul colegiului ecologic și respectiv de acolo deja pe pași deja îl inițiem spre cele care suntem doriți. Și dacă în cazul acesta nu este suficient, mai sunt și perioade când traducem oamenii în străinătate, unde mai fac cursuri de specialitate. Și interesul este? Interes este, dar și este o problemă că nu toți cunosc limba engleză și din acest motiv se întâmplă că nu se pot deplasa încolo, fiindcă cunoștința limbii engleză este importantă în domeniul nostru, că mai sunt și diferite, cum am spus, diferite cursuri de diferite seminarii, unde este foarte util pentru specialiști ca să cunoască. Dar interes față de a învăța limba engleză este? Cât și asta foarte mult contează dacă vor să aibă o pregătire în străinătate. Este, dar problema e că fluxul de oameni este foarte mare și respectiv dacă el lucrează și după aceea pleacă. Am înțeles. Despre echipamentele care sunt la Serviciul Hidrometeorologic de Stat, cât de, nu știu, digitalizate sunt, cât de performante sunt? Cu toate că noi ultimii 7 ani am modernizat, oricum tehnologia nu stă pe loc și trebuie să continuăm să ne actualizăm și să ne reînnoim și desigur că noi acum încercăm să inițiem un proiect ca să facem acest lucru și sperăm că să avem succes în acest domeniu. Uh-huh. 21, maxim 21 de grade mi arată aplicația pe telefon. Da. S-o credem? Astea sunt corecte, aplicațiile de pe pentru telefon? Pentru ziua de astăzi? Pentru ziua de astăzi, maxim 21 mi-arată. Deci, cam, da. Pentru ziua de astăzi ne așteptăm, da, la valori termice de până la 20 grade Celsius. Fără precipitații. Fără precipitații, da. Ar putea să fie undeva un 21. Pentru că, oricum, temperaturile poate să varieze în localitate, pentru că totul ține de localitatea dată. Poate fi aerul mai uscat și respectiv ea poate să se încălzească mai tare și modelul el dă o prognoză care ar putea să fie, dar cum va fi în realitate, deja vom vedea acum în trecut. Am înțeles. Noi vă mulțumim mult, o zi frumoasă să aveți și vremea să ne fie plăcut la toți. Mulțumim și dumneavoastră la fel. Da. Așa să fie. Ei? Gata? Te-ai mulțumit? Ai încredere în telefon? Da, am încredere. Cu toate și Natalia la fel, pentru că acolo la Natalia era 20 de grade, din câte mi-aduc aminte. Ei, 20-21 grade, în plus, un grad cu minus. E foarte multă importanță. E diferența mare. Vai, mare de ce, da. Indiferent de orice, că e vreme ploioasă, că e vreme friguroasă, că ninge, că au loc furtuni, la teatru te poți refugia într-o instituție și să primești plăcere de la munca actorilor. Ce frumos ai spus, Anatol. Într-adevăr, dacă nu v-ați făcut planuri în această săptămână, vă îndemnăm să mergeți joi, 4 mai, la o premieră deosebită la Teatrul Alexei Mateevici, acolo unde se va juca un spectacol profund despre migrație. Și colega noastră, Alexandrina Vrânceanu, le-a făcut o vizită actorilor la repetiții. Să urmărim reportajul. Un convoi de bărbați și femei care aleargă să scape de sărăcie. Aleargă să-și cumpere pe bani împrumutați la procente dreptul la o viață mai bună. Podul de piatră, elegia celor de la kilometri distanță, este un spectacol cu tentă documentară după volumul Istorii din străinătate de Iurie Cojocaru. Fiind de mai mult de 10 ani în Marea Britanie, a adunat într-o carte istoriile a sute de conaționali care au ajuns ilegal în altă parte. Iar acum le putem afla și noi, mergând la această premieră. M-am gândit că este o idee care n-aș fi lăsat-o să treacă pe lângă mine, pentru că și eu sunt, pot să-mi permit să zic asta, copilul unei mame plecate peste hotare ca să ne facă nouă viață mai bună și este este o temă, un subiect care mă sensibilizează foarte tare și mă gândesc că e ceva de care sunt responsabilă și probabil e încă o rană, sunt poate lucruri încă
nevorbite. Spectacolul este bazat pe destăinuirile, amintirile, regretele și dorul celor care au ales să plece în străinătate, dar totodată și pe trăirile rudelor rămase acasă. Noaptea prămădeam frunze și ne făceam culcuș și așa dormeam în frunze. Pe câmpuri găseam porumb, mâncam porumb crud de toamnă uscat ca porcii și apă beam pe unde găseam, doar să mai trăim o zi. Cu toții eram uzi murdari de noroi, însângerați de la zgrieturi și înghețați. Drumul nostru spre o viață mai bună era alegerea noastră. Noaptea fugeam cu frică pe calea ferată. Când auzeam o mișcare, cădeam toți la pământ să nu fim văzuți. Din păcate, lumea încă nu-și poate găsi un viitor aici acasă sau nu poate fi sigură pe un viitor pe care și-l pot construi, deși noi putem să zicem că ne asumăm cumva și un cuvânt de solidaritate sau un apel, că poate mai avem o șansă, poate e cazul să... Nu știu, să ne simțim împreună. Migrația este un fenomen care și-a pus amprenta pe multe destine și aproape fiecare familie a trecut prin această dramă pe care nu o poți înțelege până la capăt dacă nu o trăiești. M-am întors înapoi și am mai cuprins-o odată pe mama. A venit autobusul, mama s-a urcat și s-a uitat pe fereastră la mine. N-am să uit niciodată acei ochi. Am plâns mult, în ziua aceea n-am stat mult la școală. Mi-au dat voie să merg acasă mai devreme. Profesoara plângea, colegii plângeau, parcă eram la înmormântare. Nu am avut părinți plecați, dar fratele meu a fost cumva tânărul rebel care a renunțat la studii din cauza sărăciei. Și atât distanțarea asta față de casă, eu permanent am simțit-o. Ăsta e un elogiu pe care, într-o oarecare măsură, îl transmit spre el. Din ziua în care mama a plecat? Aveam 9 ani. Am ieșit la poartă să o conduc pe mama. Am întrebat-o când vine și ea mi-a spus că repede. Eu, de fapt, sunt simbolul mamei care a plecat și a lăsat copiii. Dar de ce a plecat? A plecat pentru că voiam copiilor să ai o viață cu ciuboțele în picioare, pâine pe masă și caiete la școală în ghiozdan. Acest spectacol ar putea fi o lecție de viață pentru tineri, ca ei să înțeleagă prin ce au trecut apropiaților ca să le ofere un trai mai bun. Uite, aici ai 100 de euro, ai 50, aici 10 euro. Așa se fac bani. Nu-mi dădea voie nici să vorbesc cu cei de acasă la telefon. Am alergat pentru bani. Am uitat că anii trec și nu se mai întorc și nu înțeleg după ce m-a iertat atâta vreme. Familie, nu mi-am făcut. Castel, nu mi-am construit. Ferrari, nu mi-am cumpărat. Iată, e important ca generația de azi să cunoască migrația, să cunoască traumele prin care, sau sacrificiile pe care le-au făcut părinții. Fiindcă acum, dacă vorbesc de astăzi, cumva părinții au devenit un storcător de bani pentru tineri. Dar de fapt nu știu că în spatele acestor este o muncă enormă și o dramă pe care poate mama nu are curajul să o spună. Titlul semnificativ, Podul de piatră, face trimitere la un joc din copilărie, dar de fapt are o conotație mult mai dramatică. Podul de piatră, podul de piatră, podul de piatră s-a dărâmat, podul de piatră s-a dărâmat. Papa rudă, rudă, stai în sus și udă. Este extrem de important să vină la acest spectacol ca să fie mai aproape de istoriile celor care au trăit pe propria piele și străinătatea și singurătatea de acasă. Și cred că e în responsabilitatea noastră să transmitem tinerilor lucruri pe care noi le cunoaștem și ei ar fi trebuit să le cunoască. M-am întors acasă și am jurat copilajului meu că nu-l voi mai lăsa niciodată. După 2 luni... Sunteți așteptați la premieră joi 4 mai la ora 18, dar spectacolul se va juca și pe 5 și 6 mai.
Așadar, puteți bifa în agenda dumneavoastră un asemenea spectacol. La teatru, mă ascult sănătul, la teatru Eugen Ionescu, acolo unde activezi tu. Știu că toată lumea e în pregătire, în febra asta, pentru o premieră, adevărat? E adevărat, chiar ieri am început, am avut așa o mică ședință la început de zi și credeam că o să ne spună directorul și regizorul că, bine, de mâine începe repetițiile. Nu, pregătiți-vă în haine de schimb și repetiția. Începem repetiția. Deci, am început, am făcut primele mișcări în scenă, cel puțin la personajul meu, am înțeles cam ce se cere, pentru că urmează încă multe să le adăugăm, iar lucrul ăsta presupune foarte mult timp, foarte multă muncă și ne pregătim și noi de o premieră mare care va avea loc pe data de 26 plus minus. Și eu deja am invitația pregătită, nu? Nu e așa că ești un coleg minunat? Pregătită! Da, eu țin minte calificativele tale de ieri, uite că vezi că mi se împletește. Nu te dă memoria de gol, ce ții minte? Ia zi. Ieri mi-a zis că n-ai de gând să pregătești și tu o invitație la colega ta scumpă, dragă și frumoasă și ce mai ai adăugat acolo? Modestă, că asta mă caracterizează, nu? Da, se vede, ați observat, deci scumpă, dragă, frumoasă și la urmă așa modestă, mă rog. Bun, hai că ne-am luat noi cu vorba de a avem de făcut o treabă importantă și anume să vorbim despre calendarul istoric. Facem o incursiune un pic în istorie. În ce dată suntem noi? În data de 2 mai. De 2 mai? Da. Te-ai asigurat că este 2 mai? M-am asigurat, da. Bine, 2 mai. În România, v-am spus că este marcată Ziua Națională a Tineretului, este marcată în fiecare an la această dată, fiind instituită prin legea numărul 425 din 25 octombrie 2004. Cu prilejul acestei zile sunt organizate și prezentate prin mijloacele de informare în masă diferite activități sociale, culturale, artistice și sportive care vizează domeniile de interes ale tineretului. Autoritățile administrației publice, centrale și locale care au atribuții în domeniul tineretului acordă sprijin material, financiar și organizatoric evenimentelor prilejuite de marcarea acestei zile. De asemenea, legea prevede ca Societatea Română de Radiodifuziune și cea de televiziune să difuzeze în perioada 26 aprilie, 2 mai, emisiuni despre problematica tineretului. Ei, printre acestea sunt accesul limitat la educație, muncă periculoasă și exploatare, discriminare și segregare și multe altele. Deci ziua tineretului marcată nu e doar despre distracție și așa, dar și despre a rezolva niște probleme concrete. Distracție pe ultimul loc. Corect. Și dacă ai timp de așa ceva, dar problemele se pun în frunte. Pentru că transmitem această emisiune din studioul Chișinău al TVR-ului, vrem să vorbim și despre prima atestare documentară a orașului Chișinău. Corect, am înțeles. Prima atestare documentară a orașului Chișinău, pentru că un ispisoc al lui Duca Vodă al Moldovei a pomenit pentru prima oară despre Târgoviții din Chișinău. Iar prima atestare ca așezare rurală Chișinăului lui Acbaș a fost într-un act din anul 1436. A doua mențiune documentară datează din 1466 în documentul de proprietate eliberat de Ștefan cel Mare, prin care confirmă unchiului său Vlaicu Pârcălab de Cetatea Albă seliștea Chișinăului de pe râul Bâc cu întreaga moșie și cu tot cu moară. De, uite, era o moșie și o moară. Da. Chișinăul. Chișinăul a fost menționat documentar ca târg în Ținutul Lăpușna, iar locuitorii ei ca târgoveți la 2 martie 1666. În anul 1677, cronica Polona a lui Miron Costin inserează Chișinăul printre orașele din Țara de Jos a Moldovei. Cronicarul precizează că în Ținutul Lăpușna se aflau orașul Lăpușna și orășelul Chișinău. Orășel. Da. Din orășel s-a transformat într-un oraș. Din oraș în metropolă? Nu știu, dar cosmopolita nu ți-e prea mult spus, dar oricum e important. Lasă, că spre asta se tinde. Bun, noi sperăm într-adevăr și e important să avem grijă de toate monumentele, inclusiv istorice, arhitecturale, de valoare din acest oraș minunat. În 1977 se naște la 2 mai Bogdan Dumitrache, actor de teatru, film și televiziune. A absolvit Facultatea de Teatru, Academie de Teatru și Film din București în 1999, la clasa profesorului Mircea Albulescu, debutând la Teatru Constantin Notara în 2000 cu piesa Trilogie Belgrădeană. În 2002 a înființat împreună cu actorul Dragoș Bucur o agenție de casting. Dintre filmele în care a jucat se numără Trafic, care a primit premiul pentru cel mai bun actor, Moartea domnului Lăzărescu, un film pe care îl ador, Portretul luptătorului la tinerețe, distins cu premiul Gopu pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, dar și multe alte pelicule și premii pentru aceste pelicule. Așadar, astea au fost câteva evenimente, mai urmează câteva în ora următoare. Până atunci nu ne sfim să vă spunem cu toată modestia și așa că urmează o pauză, așa. O scurtă pauză și revenim. Stați aproape!